Frânarea automată de urgență spate utilizează datele provenite de la senzorii cu ultrasunete din barele parașoc spate pentru a detecta obstacolele fixe din spatele vehiculului și aplică frânele în mod automat dacă există un risc de coliziune. Dacă marșarierul este cuplat și sistemul detectează un risc de coliziune cu un obstacol fix, acesta aplică frânele în mod automat. După aceea, pe ecranul multimedia se afișează acest simbol, însoțit de un semnal sonor. În cazul unei opriri complete, sistemul oprește aplicarea frânelor. Dacă este necesar, trebuie să apeși pedala de frână pentru a menține vehiculul staționat. Detectarea funcționează doar la viteze cuprinse între aproximativ 3 și 10 km la oră. Poți activa sau dezactiva manual această caracteristică de pe ecranul central OpenR Link. Accesează secțiunea Vehicul și selectează Sisteme de asistență la conducere, Frânare automată de urgență spate. Selectează Pornit sau oprit. Este recomandat să dezactivezi funcția dacă tractezi o remorcă, deoarece remorca sau atelajul poate obstrucționa senzorii. Dacă sistemul recunoaște un atelaj, caracteristica este dezactivată automat și mesajul remorcă, senzor de parcare indisponibil, este afișat pe tabloul de bord, însoțit de mesajul oprit. Atunci când sistemul detectează o defecțiune, mesajul asistență la parcare de controlat se afișează pe tabloul de bord împreună cu mesajul oprit. Contactează un reprezentant Renault pentru a rezolva problema. Reține că această funcție reprezintă un ajutor adițional, ce nu trebuie să-ți înlocuiască vigilența. Trebuie acordată o atenție permanentă evenimentelor bruște care se pot produce în timpul manevrei.